ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în Comuna Bonmarele. Realizăm astăzi un interviu cu domnul primar Georgica Bătrașu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit în Comuna Bonmarele! A început un nou an școlar, domnule primar, și vrem să aflăm de la dumneavoastră care este situația comunităților de învățământ. Pregătite, reabilitate, igienizate, ați făcut cam tot ce trebuia, acum nu știu câți bani ați avut, partea financiară, cum stați? Da. Anul școlar 2014-2015 a început cu o manifestare în Căminul Cultural, pentru că anul acesta școala gimnazială Bonmarele cu clasele 1-8 și-a schimbat denumirea după un mare om de știință care se numește Ștefan Popescu. Deci școala a luat denumirea acestui savant, acestui om care s-a născut și a trăit în Bonmarele. Anul acesta noi suntem pregătiți din toate punctele de vedere, începând cu aprovizionarea cu lemne care s-a făcut încă din vară și lemnele sunt puse la adăpost. Microbuzele școlare număr de 3 sunt în stare de funcționare și sunt cu reviziile tehnice la timp. Așteptăm de la Ministerul Învățământului în 9 octombrie să ne mai sosească încă un microbuz și suntem pe lista de așteptare, pentru că la noi în comună, fiind 15 sate, avem un număr de peste 300 de copii la clasele gimnaziale și primare, copii care vin din cele 15 sate în școala de la centru. Avem școli igienizate, cadrele sunt pregătite și așteptăm la rândul nostru ca rezultatele în învățământ să fie rezultate bune, să ne mândrim cu copiii care pleacă de la noi din școala de la Bonmarele. Dacă tot beneficiază de toate condițiile, automat o să vină și rezultatele la examen. Așa este normal. Reabilitate, igienizate, un microbus pentru transportul elevilor, aveți? Am spus mai devreme, avem 3 microbuze. 2 sunt microbuzele primăriei. Atât microbuzele cât și șoferii sunt ai primăriei și mai avem încă un microbuz al școlii cu un șofer care este plătit de școală. Așteptăm, cum spuneam mai devreme, al patrulea microbuz, pentru că traseile sunt foarte aglomerate și fiind un număr mare de ele, capacitatea de transport este mică. Camere de supraveghere intenționați sau poate aveți la unitățile de învățământ? Avem și camere de supraveghere, dar cum spuneam și la alți interlocutori, la noi cei 7 ani de casă sunt ani de bază care copiii pășesc în clasele primare cu o educație bine, bună pusă la punct, cu o educație sănătoasă și nu sunt probleme din punct de vedere al indisciplinei. Dar avem camere de supraveghere pentru a preveni orice incident în acest sens. Da, cu camerele de supraveghere se pot vedea dacă se întâmplă ceva probleme, dacă apar ceva incidente, dacă dispar lucruri. Cel puțin în județul Cluj și chiar au prins foarte bine aceste camere de supraveghere. Sigur, eu chiar v-aș invita să mergeți și la școală, să vedeți că noi avem o școală mare, spațioasă, o școală curată și primitoare. Mi-aș dori ca și celelalte comune să aibă condițiile care le putem noi asigura la Bonmarele, pentru că învățământul pentru mine este lucrul cel mai important în viață. Având educație, ai respect și poți să pășești mai târziu cu fruntea sus ca să poți să realizezi ceva în viață. Am înțeles. Au început pregătirile pentru sezonul rece, pentru iarnă deja în Bonmarele? Da, suntem pregătiți și din acest aspect, din acest punct de vedere, cum spuneam mai devreme, avem magazinele pline cu lemne, lemnele deja sunt uscate, avem antiderapant pentru pantele pe unde circulă microbuzele școlare, cât și anvelope și lanțuri pentru timpul de iarnă. Pentru când iarna ne mai creează probleme. Dar primăria are și utilaje pentru dezăpezire și avem experiența anilor trecuți, chiar dacă zăpada ajunge uneori și peste un metru,
Noi am făcut față de fiecare dată mai greu, dar am avut drumuri blocate mai mult de o zi. Da, bănuiesc că este și iarnă mai grea aici în Mehedinți la Ponoare, fiind zona... Fiind o zonă de interferență dintre deal și munte, într-adevăr iernile sunt mai grele, dar mai frumoase. Mai frumoase. Cum a fost perioada aceasta cu ploi? Inundații, a avut și un cod portocaliu pentru județul Mehedinți. Care e situația în Ponoarele? Ce s-a întâmplat? Din punctul nostru de vedere, ploile nu ne-au afectat atât de mult datorită reliefului. Dar au fost probleme cu recoltatul la timp al tuturor cerealelor și legumelor. Au fost mici probleme cu drumurile, fiind pante foarte mari. S-au dizlocat arucamentele de pe drum și s-au creat șanțuri, s-au mai înfundat rigolele, dar având utilaje, noi am intervenit la timp și la această oră nu avem niciun drum blocat și nu și căile de acces spre sate sunt destul de bune. Deci pentru strângerea recoltei au fost ceva probleme pentru oameni. În rest... Sigur, n-au putut fi strânse la timp și s-au mai depreciat. Aveți o piață, domnule primar, sau s-ar putea deschide pe viitor o piață, un târg? Bănuiesc că foarte mulți oameni se ocupă cu agricultura, cu creșterea animalelor. Probabil că știți că la... lângă localitatea Ponoarele, lângă comuna Ponoarele, este orașul Baia de Arama. Oraș care este renumit ca și târg și piață. Și toți locuitorii din comuna noastră merg, fiind foarte aproape, 4 km, cu toate produsele agricole și animaliere spre piața și târgul de la Baia de Arama. În timp ar exista posibilitatea, s-ar merita să faceți și dumneavoastră aici în Ponoarele? Da, ne-am gândit, dar în același timp piața nu este numai de a putea desface, cât și să aduci cumpărători. Da, pentru că noi, fiind producători de produse agricole și animaliere, trebuie să avem și cumpărători. Da, și fiind foarte renumită cea de la Baia de Arama, știu că și cei din Peșișan, din Tismana, din Arcanie, vin la piața aceasta din Baia de Arama. Aș vrea să vă întreb dacă Ponoarele, comuna Ponoarele, este înscrisă într-un GAL. Sau intenționați să vă înscrieți într-un GAL, să atrageți mai multe fonduri? Da, suntem deja în GAL-ul Ținutul Cloșani, GAL prin care noi am reușit să obținem fonduri europene și anul acesta, deja cred că în maxim 2 săptămâni, ne apucăm să asfaltăm un drum. Am obținut circa 95.000 de euro pe acest GAL și intenționăm să ne înscriem în programul următor 2014-2020, în alt GAL, dar având experiența anilor trecuți, vrem să facem un GAL cu comunități mult mai mici pentru a obține fonduri mai mari. Ce intenționați să faceți în perioada următoare? Puneți că o parte dintre investițiile ați și finalizat, o parte dintre lucrări, așa cum a fost și criza și vara? Da. Pe fonduri guvernamentale, mai precis pe Ordonanța 28, am reușit să obținem finanțare pentru asfaltarea 5,4 km drumuri comunale și este vorba de drumul comunal Ponoarele, Băluța de Lureni, care cât de curând o să-l scoatem pe seab la licitație. A apărut în hotărârea de guvern altă investiție care se ridică la 80 de miliarde, aducțiune cu apă și continuarea alimentării cu apă în toată comuna Ponoarele. Așteptăm să terminăm cu avizele și să mergem să semnăm acest proiect de finanțare. Și totodată continuarea asfaltului în satul Băriac, unde ne-au mai rămas de asfaltat 2 km și 800. Aveți o zonă și foarte frumoasă din punct de vedere turistic, din punct de vedere al peisajelor, vorbim de pădurea de Liliac și am văzut că pe site-ul primăriei comunei Ponoarele încercați să atrageți turiștii în zonă. Cum altfel îi atrageți? Aveți un centru de informare turistică, un cămin cultural, poate un ansamblu? Da. Încă din anul 2008 m-a preocupat foarte mult activitatea culturală a acestei comunități. Și din anul 2008 am înființat ansamblul Lilial de la Ponoare. Este un ansamblu de copii, ansamblu de dansori populare.
ansamblu care a crescut an de an, a performat și ne mândrim cu el. Cu acest ansamblu am depășit granițele României și am fost la diferite manifestări culturale în statele europene, precum Germania, Bulgaria, Serbia, Ungaria. Suntem invitați de comunități din țară, avem parteneriate cu alte centre culturale și cămine culturale, case de cultură și, așa cum spuneam, ne mândrim pentru că sunt copiii care performează de la an la an. Ca și zonă turistică, cred că noi suntem o zonă hărăzită de Dumnezeu cu toate frumusețele naturii care au fost create la noi în comună. Și aș vrea să enumăr, începând cu pădurea de Liliac, câmpul cu lapiezuri, câmpul din dealul Peșterii, câmpul Cleopatrei și câmpul Afroditei, lacul Zăton, podul lui Dumnezeu, peștera podului și peștera Bulba, iar ca și monumente de patrimoniu, moara Crăcucenilor, moara care acum, în momentul când noi vorbim, se lucrează la reabilitarea ei cu o fundație de la București Pro Patrimoniu. Această moară se reabilitează prin voluntariat. Atât oameni de la noi din comună, cât și din Izverna, meșteri, dulgheri, tâmplari, pietrari, vin și ne sprijină și refacem întocmai moara cum a funcționat ea. Vrem să o redăm circuitului turistic și de ce nu oamenii să revină să macine o baniță de boabe, să-și facă un mălai sau o mămăligă cu făină măcinată la moara Crăcucenilor. Ca și alt monument istoric avem bisericuța de substei, bisericuța Sfântului Nicolae, construită în anul 1864, care de asemenea face parte din patrimoniul național. Iar probabil că am uitat, fiind foarte multe lucruri frumoase care pot fi văzute, mai este și cheile Băluții. Niște chei care pot fi vizitate în tot timpul anului și turiștii când vin la noi în comună, spuneam și în alte interviuri, le trebuie cel puțin 2 zile ca să vadă 80% din ce poate să arate Comuna Ponorele. Toți cei care ne vizitează sunt așteptați și sunt primiți cu brațele deschise. Locuitorii Comunei Ponorele sunt oameni primitori, au porțile și ușile acasă deschise, oricând pot fi primiți și după ce pleacă de la noi să plece cu gândul de a reveni oricând. Este un potențial și pentru posibile investitori, domnule primar. Se pot deschide pensiuni? Au fost investitori interesați de Ponorele în această perioadă? Da. Deja anul acesta s-au câștigat 3 pensiuni turistice care au obținut fonduri și au început construcțiile lor în Comuna Ponorele. Sunt investitori privați care au reușit să acceseze fonduri europene pe măsura 312, pe măsura 211, pe toate proiectele agricole care au fost, pe măsura 411, pe măsuri de creștere a animalelor, a stupăritului și tot ceea ce este fond european, să știți că oamenii din Ponoare sunt oameni care știu să acceseze internetul, știu să se informeze, iar noi venim ori de câte ori în sprijinul lor este nevoie. Cu ce probleme vă confruntați în această perioadă din punct de vedere financiar? Poate nu aveți probleme. De exemplu, alte primării, alții edili au mari probleme financiare. Nu știu, ar trebui manageria să mai vină banii la început de an și pentru unitățile de învățământ și pentru salariile angajaților, pentru a nu rămâne fără bani. Să știți că noi am încercat să ne întindem plapuma atât cât este patul. Nu am sărit niciodată calul și până la ora actuală nu am avut probleme financiare în această comună. Deși ne-am dorit mai mult, cu banii care am avut la dispoziție din impozite și taxe locale, cu banii primiți prin
buget de către de la Consiliul Județean sau de la Guvern, am reușit să reabilităm drumurile, să menținem o curățenie în comuna Ponoarele și să mai facem și investiții, să reabilităm cămine culturale, să mai realizăm ziduri de sprijine și poduri și podețe, să reparăm, să întreținem școlile. Deci nu ne plângem din acest punct de vedere. Dacă banii ar fi mai mulți, am face și mai multe, dar am avut mare noroc pentru că am un consiliu local care ne înțelegem foarte bine și toate hotărârile de consiliu care au fost trecute prin consiliul local au primit avizul favorabil, nu am avut nicio respingere și atunci când lucrezi în echipă, când știi să coordonezi și când ești înțeles, lucrurile capătă un contur și pot fi duse la un bun sfârșit. Totul este pentru noi, pentru comunitatea locală, pentru toți cei care pășesc în Ponoare și pentru binele și viitorul copiilor noștri. Sunteți primar al Partidului Democrat Liberal, da? Alianța. Sigur. Aceasta care s-a făcut, da, acum PNL, PDL. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră migrația primarilor de la un partid la altul. Mă refer la legea aceasta, ordonanța, rasismul politic. Chiar dacă o să vă supăr și pe dumneavoastră și privitorii postului dumneavoastră de televiziune, să parafrezez alți oameni mai mari de cultură, mă abțin și nu vreau să comentez. Bănuiesc că la un moment dat ați avut și un astfel ofertă să plecați de la Partidul Democrat Liberal, să treceți la un alt partid, să susțineți un alt partid. Și a rămas totuși mai departe, aici. Sigur, viitorul nu poți să știi ce îți va aduce. Dar, deocamdată, cred că pentru un primar în situația de astăzi, cel mai bine este să fii independent. Și de votate oamenilor, până la urmă, că oamenii nu-i prea interesează culoarea politică. Sigur, politica pe care o fac eu în comuna Ponoarele este politica cetățenilor. Doar în binele și în folosul cetățenilor. Dar cum vedeți dumneavoastră politica aceasta? A trebuit făcută odată la 4 ani în campania electorală sau așa cum ne-am obișnuit noi românii? Cum vedem și pe la dezbaterile naționale. Facem politică în fiecare zi. Nu mai contează campania electorală sau... Da, din păcate... Politica pentru mine este un lucru care de multe ori doare. Doare datorită scandalurilor care sunt în media, doare datorită neîmplinirilor anumitor deziderate și anumitor propuneri și doare pentru că nu există înțelegere. Ca și în familie, și în politică este la fel. Când nu există înțelegere, există dezbinare. Și toate aceste dezbinări nu duc la bine. Aș vrea să vă mai întreb, domnule primar, cum vedeți situația colegului dumneavoastră, edilul comunei Padeș, domnul primar Mihai Troacă. Cred că știți, ați auzit din presă, probabil aveți informații. Da, din nefericire îmi pare rău pentru el și pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Îl cunosc foarte bine pe Mihai. Știu că este un om mărinimos când vorbesc de inima și sufletul lui, pentru că a făcut și a realizat foarte multe lucruri în comuna Padeș. Am fost de nenumărate ori pe drumuri și am văzut cum arătau și cum arată acum. Știu că a sprijinit atât material cât și financiar atât primăria cât și locuitorii comunei Padeș. Nu știu și nici nu vreau să intru în amănunte pentru că nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că apărarea, cât și el personal, pot să demonteze ceea ce a fost creat și într-un final cred că justiția este cea care va face dreptatea până la capăt. Am înțeles. Așteptăm în perioada următoare să vedem care va fi decizia, care va fi rezultatul. Vă mulțumesc mult pentru toate aceste amănunte. Să dea Dumnezeu să fie bine, să realizați și alte investiții în comuna Ponoarele, că bănuiesc că aveți multe proiecte, dar problema cu banii. Da, mulțumesc pentru că ați venit astăzi alături de noi. Invit pe această cale toți
privitorii postului dumneavoastră de televiziune să vină ori de câte ori au posibilitatea la ponoarele, dar să nu uite că la noi în comună sunt două evenimente majore în timpul anului. E vorba de prima duminică a lunii mai, când este sărbătoarea Liliacului, și primul weekend din luna august, când va fi în 2015 cea de-a 10-a ediție jubiliară a Festivalului Național Concurs de Folclor Ponoare Ponoare, festival care este un copil al nostru, care a ajuns la maturitate și care a crescut an de an. V-aș invita în continuare să mergeți și la școală, să vedeți cum suntem pregătiți și să arătați tuturor că la noi în Ponoare au ce să viziteze și pleacă cu gânduri și idei frumoase. Sărbătoarea Liliacului, festivalul Ponoare Ponoare, foarte multe lucruri interesante, foarte multe obiective turistice pentru cei care aleg să viziteze comuna Ponoarele din județul Mehedinți. Ați urmărit așadar, domnilor și domnilor, astăzi la Agenda Locală un interviu cu domnul primar Georgică Pătrașcu. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumesc pentru atenție. Un nou început de an școlar pentru școlarii de aici din Ponoarele. Da, a fost un nou început pentru că începând din acest an putem spune că ne-am ales patronul spiritual și școala gimnazială Ponoarele a ieșit din anonimat și a primit denumirea de școala gimnazială Dr. Alexandru M. Popescu. Ce ați făcut anul acesta? Cum i-ați așteptat pe micuți? M-ați reabilitat unitatea de învățământ? Sunteți mulțumită de condițiile de aici? Cam fiecare an, școala Ponoarele își primește copiii în condiții optime pentru procesul de predare-învățare. Au fost făcute igienizările și curățenia în toate școlile, pentru că în afară de școala de centru, școala Dr. Alexandru M. Popescu mai are 5 structuri și toate școlile din comună arată foarte bine. Ne-am primit elevii cu drag, cu săli curate, cu un colectiv de cadre didactice bine pregătit, un colectiv cu multă experiență și sperăm să le sădim copiilor dragostea pentru cunoaștere și pentru autocunoaștere. Dacă tot le oferiți toate condițiile elevilor, înseamnă că așteptați și rezultate acum de la ei, rezultate bune la învățătură. Da, ținând cont că anul trecut am trecut prin evaluările de la clasa a doua, a patra și a șasea, unde am avut rezultate mulțumitoare. Sperăm că și în acest an elevii noștri vor demonstra că pe parcursul anului școlar au dobândit toate informațiile necesare pentru a trece cu bine și a avea rezultate bune.